Seminarul internațional organizat de Facultatea de Filozofie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a avut anul acesta ca punct de dezbatere noul naționalism și tot ceea ce implică acest concept. Evenimentul a fost organizat de către Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și a avut ca invitați doi profesori de la Universități de Renume din Statele Unite ale Americii. Studenți, doctoranzi și cadre didactice din mediul universitar an au luat parte la dialog și le-au adresat Profesorilor invitați întrebări pe marginea unui subiect fierbinte a zilelor noastre, și anume, ce mai înseamnă dragostea de patrie și criza identității personale.